Mulțumesc în plină dezbatere despre efectele devastatoare ale drogului. Un necunoscut a intrat în cafenea și a tras cu un pistol. Pe final de săptămână și pe început de weekend, avem pe Ania care merge mai departe, fără gașcă. Ei, națiune, națiune, și în această săptămână. Doamnelor și domnilor, Andrei Apăr! La cel mai mare show românesc de televizor. Regele Mihai, însoțit de starul manelelor, artistul anului 2010, care voi l-ați votat. Vreau să aud pe cineva în direct. O altă față a vedetelor dumneavoastră, îndrăgite. Am avut vreo să dau mâna cu ele, am vrut să bători pe jurul orelor 12:30 la acasă. Deci dorește să fie liniște în țară. Ce pot să fac să eu mă întâlnit pe asta? Nu am mai fost acasă de mult. Mă gâtuie orașul ca pe un miel fragil. Am uitat cum miroase busuiocul, dar ochii mi-au rămas de copil. Ochii mi-au rămas de copil. Strada îmi mitraliază auzul, scrâșnetul tramvaiului mi se pare un tril. Vorbele-mi sunt gloanțe ascunse, dar ochii mi-au rămas de copil. Ochii mi-au rămas de copil. Dar ochii, dar ochii, ochii mi-au rămas de copil. Într-un lan de secară am devenit mai ursus, mai abil. Nici nu mai știu deosebi mărul de pară, dar ochii mi-au rămas de copil. Ochii mi-au rămas copil. Nu mi se mai arată nici mama în somn, cu fața ei de înger umil. Dorm ca un vultur la pândă, dar ochii mi-au rămas de copil. Ochii mi-au rămas de copil.